Bine v-am găsit, lume! Astăzi stătea răzvănache și a se uitat pe geam și a văzut că plouă afară, e urât și am zis că, bă, ce moment mai bun este ca să faci o supă decât când plouă afară să mănânci ceva călduț să te mai încălzească. Așa că astăzi am ales să facem împreună o supă tailandeză. Pentru asta vom avea nevoie de mai multe ingrediente, dar ea se face foarte simplu, adică în 10 minute ați terminat toată povestea. Hai, un sfert de oră pentru cei care se mișcă mai încet. Pentru a face supa avem nevoie de următoarele ingrediente. Vedem mai aproape. Avem nevoie de coriandru. Cui ne place coriandru, este foarte aromat, vă sfătuiesc să-l gustați înainte. Puteți să-l folosiți sau să folosiți pătrunjel dacă doriți ceva verde. Ciuperci, ardei iute, ceapă verde, ghimbir, cumpărați-l proaspăt. Nu e scump, e foarte ieftin, de exemplu pe bucata asta am dat 80 de bani. O limetă, usturoi, ardei gras sau capia roșu, ca să aveți verde, îl vom folosi la decor, și morcov. Creveți, pentru cei vegetariani, puteți să nu folosiți deloc carne, niciun fel de carne, iar dacă nu aveți creveți, merge foarte bine și cu piept de pui. Tăiței de orez, iarăși, la alegerea voastră, puteți să-i puneți, puteți să nu-i puneți. Ea mai și gustoasă și fără acești tăiței. Sos de soia, sos de stridii, curcuma, praf, sau turmeric, five spices, un mix de 5 condimente, și un pic de boia dulce. Și să nu uităm că mai avem nevoie de lapte de cocos. Acesta va da cremozitate supei. Este un ingredient foarte important, așa că nu săriți peste el. Fără lapte de cocos nu va avea același gust nici cu smântână de gătit, nici cu nimic. Așa că dacă vreți să faceți o supă tailandeză, cumpărați acest lapte de cocos. Să trecem la treabă. Avem nevoie de ghimbir tocat, usturoi tocat, ardei iute tocat, ciuperci tocate. Pentru a curăța ghimbirul, folosiți o lingură, e foarte simplu. Coriandru. Pentru a pune la fiert coriandru împreună cu supa, folosim numai cozile. Cât ajunge, vom pune și deasupra, nu uitați, este foarte aromat. Ardeiute. Gustați înainte să-l puneți, să vedem cât de iute e. Eu o să fac mai picantă, fiecare alege cum, cât de picantă o vrea. La cât pun eu aici, gândiți-vă că mai e și destul de picantă. Ciupercuțe. Eu o să le tai mai mari. Cu toate acestea, mergem în oală. Mai punem aici, în tot mixul ăsta, curcuma, apă, prima dată apă. Va da o culoare galben înspre portocaliu, foarte frumoasă și gustul. Cam două lingurițe. Două lingurițe ajung. Laptele de cocos. Plăti și un pic cutia ca să luăm totul. Ce mai punem aici? Mai punem five spices. Mamă, ce legătă mai vreau să stai. O linguriță. Este foarte aromat. Nu puneți mai multă linguriță. Boia de ardei dulce. Piper cayenne era ideal, dar nu am găsit, așa că... Iarăși o linguriță. Și am să mai pun niște fulgi de chili, pentru că o vreau și mai picant. Tot o linguriță. Cine rămâne ca așa de picant, nu puneți și ardei iute la fel. Mai punem aici zeama de la o linguriță.
Mai adaugă un sos de soia. După gust. Sosul de soia diferă de la firmă la firmă, așa că adăugăm 3 linguri în prima instanță. Nu punem sare deloc. Vom pune doar sos de soia pentru că acesta este sărat. Vom adăuga 3 linguri și pe parcurs ce fierbe sota, mai gustăm și mai echilibrăm gustul de sărat din sosul de soia. Am pus la jumate. Mai punem totul la jumate. Mai adăugăm și sos de strigă. O lingură plină, plină, chiar una jumate. Și mergem cu ea pe foc. Pe parcurs se fierbe. Dacă o dorim mai picantă, mai acră, mai dulce, putem să adăugăm puțin zahăr. Gusturile se echilibrează pe parcurs și se gătește sucul. Așa că o lăsăm să fiarbă 10 minute liniștită, după care adăugăm creveții și între timp vom face decorurile. Cât timp fierbe supa, facem niște decoruri care să arate frumos. Nu sunt neapărat necesare, dar cine are timp și chef poate să le facă. Luăm această ustensilă și pilim un morcovel de asta. O să punem și niște castravete proaspăt. Ceapă verde și facem și niște bastonașe de ardei capea sau graz, de care aveți. Cu aceste culori ne vom juca, așteptăm să fiarbă și vedem ce se mai întâmplă. Ia să gustăm supica noastră. Cum am spus, pe timp ce fierbe, o mai reglăm din gust. Avem nevoie de un pic de sos de soia. Și jumătate de lingură de zahăr. Eu de obicei nu pun, dar acest lapte de cocos nu a fost așa de dulce. Înainte de a pune creveții, ei au un mic intestin, au și pe față și pe spate, acesta pe spate a fost scos, da? Scoate și pe asta. Așa că faceți o mică incizie și hai de pe toți. Curățăm gândacii de mare, cum spune. După ce am curățat acești gândaci de mare, înainte să-i punem la fier, o să trebuiască să gătim într-un fel și tăiței de orez. Așa că peste ei va trebui să punem apă fierbinte timp de, cât de subțiri sunt, maxim 2 minute. Dar uitați-vă pe pachet. Aceștia în 2 minute ar fi. Așa că eu voi lua supă direct și voi pune peste ei, că nu are rost să mai fierb apă, deoarece am aici tot ce îmi trebuie. Dacă îi fierbeți direct în supă, ei se vor face terci. Așa că puneți supă peste ei. Lăsați-i 2 minute, după luați o stele curătoare și scurgeți supa înapoi în apă. Creveții, cum am spus, mergem cu ei. În oală. O să-i fierbem 2 minute pe ceas. Atât. Zupa este gata. Acum o punem în farfurie și gustăm ce am făcut. Începem cu... Puteți să o puneți cum vreți voi, adică nu e nimic fancy, e o supă cu acești tăiței la bază. Și
Și asta este supa noastră tailandeză. Vă urez poftă bună! Nu uitați de un like, subscribe, comment pentru mai multe rețete de la Răzvan Ache. O zi minunată! La revedere! M-am băgat că mi-e foame de mâncare.